Vă salut, eu sunt Ștefan Moroșan. Astăzi vreau să mergem de fapt pe Brawl Stars, pentru că m-am întâlnit acolo că are live Brawl Stars, adică canalul Brawl Stars. Și că se vor băga doi brawler noi și Brawl Talk nou. Dacă se aude ceva pe ecran sau pe fundal, eu mă uit la televizor, la Survivor. Cine se uită la emisiunea asta știe despre ce e vorba. Deci haideți să intrăm pe Brawl. Așa. Și vedeți. O să vedem acum. Cam ce zic băieții. Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să vă apăsați pe butonul de like și subscribe. Pentru că nu fac chestii urâte, merită văzute și dacă îți place să dai la un like la fiecare videoclip al meu și să nu te oprești. Deci, vedem aici, cred că s-o închis la el, nu știu. Vedem acum. Ia, dați un like. Trebuie să vedem. Așa, trebuie să vedem. Dacă ne apare ceva. Nu știu, să vedem acum. Eu sunt la bunici, va urma un vlog și cu verișoara mea, Ana, cum v-am mai zis, cu de mele. Chiar o să vedeți acum. Da, lunea viitoare. Ia uitați. But the whole time, Tribe Red have been dominating. That is it. I'm Zulon. I live in Puerto Rico. Hi, my name is Corey. I live in Raleigh, North Carolina. Hi, my name is Corey. I'm the captain of the team. Dar mai îți prezintă. Corey. I started this team. Corey. What? About a year and a half ago, with my old teammate Super Sai. We were a team together, basically forever. So coming from 2019, I was dropped from Space Station Game. Corey and Super Sai needed a third, so they DM'd me and I decided to join them. Acum nu mai este live, dar gen acum arată ce era. I-a rotat. Here I am. My teammate Tyron Star is probably the most kick mechanical skilled player in North America. Almost never loses his lane. Juan is probably one of the most aggressive players I know. Corey is definitely the smartest player. Ah, nu, să nu era. O să intrăm pe canalul lor de Brawl. Uite, vedeți? Brawl Talk Supercell. Dar unde era live-ul? Mi-ar mai înainte mi-ar arăta că era live. Văd? Da, asta pare să fie. Cred. A, nu. Da, să vedem și animații, ce zice. Ce-i asta? Season 6, the Gold Arm game. And we are going back to our Wild West roots with Bell. Mamă, Bell. Bell. Se va chema acest brawler. Bell. Deci, Bell se potrivește, da, numele Bell la brawlerul ăsta. That's right. And for her super, she fires a special bullet, and after it hits the target, that target will take extra damage from its force. And she's also getting a healer speed in the brawl pass that is called Bell Goldhead. But don't worry, we'll be saved as long as we have the new Bell Golden. Bell Golden. Și ăsta nu mai știu ce e cu schema, că nu am văzut, nu am fost atent. Umber de la Vega. But it doesn't stop there. In this power, mama băieți, mai nu te cric de fain arată. And for Golden Week, we
got Danny Neckleby and Boat Neckleby. Also with this update is Lantern Sandy and Doing Yourself Surge. And Ryan, how about Art Mina? Great question. Ma, mănâncă de finest skin-urile bă de astea. În ultimul timp să pese chiar o băgat ceva șmecher. Mai ales tu. Șmecher. Summer Slash. So go check it out and design your own skin there. Let's talk game modes, Ryan. Our newest seasonal game mode is called Knockout. This is a best of three where you'll try to eliminate the enemy brawlers. Now the twist is that once you eliminate the brawler, they don't respawn. So you have to deal with the situation with only two brawlers on your side. Hey Danny, have you heard about Squeak? Da, deci după cum vedeți, Supercell-ul e șmecher rău. Squeak! Squeak! Se cheamă brawler-ul ăsta. Cât de cât e fain. Mă întreb dacă unul o fi la trophy road, la 12.000 de trofei, nu mai știu. Ar fi cum ea, că e dat fac 12.000. L-aș fi luat. Nu cred că, cred că-l bagă la brawler, e gen care spică din boxer. So you'll have to be quick if you want to evade it. It's going to be released in May, and it will come with a mythic rarity. Besides that, we're getting more animated pins. Mama, emoturile. And true gold and silver skins for Spike, Nita, and Jean. And Duo Showdown is coming to the map maker. Duo Showdown, what? And we see each other in June. I've been on the Brawl Stars team for nearly 4 years. What? Launch adventures from Brawlidays to Brawloweens. We saw Star Park together. Dozens of updates, hundreds of sneak peeks. And it has been the honor of my life to experience all of this. But the future of Brawl Stars is very bright. Players today than ever before, and the updates on the horizon are absolutely incredible. De mult îmi doresc să-mi iau un de ăsta, un tricou cu Supercell. Dar nu știu de unde, gen de pe net, de pe... nu dau seama. Mărciu Supercell. Ia. Yeah. Cam asta ar fi. Așa mai uităm că am văzut cu... ia uitați. Uite la toate videoclipurile noi, cât gen... asta e acum 4 săptămâni. Vă arăt și eu noutățile, nu știu. Charges the super with only one hit. Okay, the super. The super is a dash forward, short range, leaves a trail of fire behind it, and doesn't look back. And that comes in especially handy when you... Mac de bine jucat acolo. And it's free and 10,000 trophies in the trophy room. And he's also coming up with a scheme called Superstar 2. And since we're talking about Brawl Ball, we've partnered up with Paris Saint-Germain once again, and at the end of this month, you will be able to show up your awesome skills. Faza e că la campionatul s-a făcut numai una, o chestie de asta. Pentru că la campionat te enervezi repede. Da, uite, vedeți? Aia era, ți-o mai da la 29 de gemuri, să mai ai două șanse. N-aveam 29 de gemuri, dar când ai player de ăștia, nu, clar că te enervezi. Și te oftici și pierzi. A, mă, ăsta e de atunci, mă, de Power League. Da, cam atât a fost episodul de astăzi. Știu că e foarte scurt, dar v-am zis și eu să vedeți jucători de Brawl Stars, precum eu și voi, să știți cam ce se bagă. Eu am fost Eva Moroșan, nu uitați de like și subscribe. V-am pupat!